Și pe vremea tu vă prezentați cum ar? Păi, da, bună ziua! Mă numesc Rodica Dinică, sunt profesor de chimie organică la Departamentul de Chimie, Fizică și Mediu al Facultății de Științe și Mediu. Și nu știu ce aș putea să vă mai spun, că sperăm că v-a plăcut ce ați văzut pe la noi prin facultate. Ați văzut telefonul? Da. Nu cred. Pot să vă deschid alte orizonturi, vizitele acestea. Chiar dacă nu mi-a plăcea chimia, nu? Sau, nu știu, fizica, sau ce ați mai văzut. Care este diferența dintre ecosistem și biodiversitate? Păi, ecosistemul ar însemna tot ce ne înconjoară, adică atât lumea vie, factorii biotici, cât și factorii abiotici, cum ar fi sol, apa, deci toate vietățile și conexiunea dintre acestea, pentru că suntem în conexiune cu mediul înconjurător, deci aceasta ar fi, pe înțeles, definiția ecosistemului. Poate să fie ceva mic, un lac, dar poate să fie și toată planeta. Da? Înseamnă ecosistem. Ecosistemul cuprinde tot ce ne înconjoară. Iar biodiversitatea este, că de fapt bio, avem bio în față, nu? Înseamnă diversitate biologică. Asta înseamnă că sunt factorii biotici, adică vietățile, plantele, organismele, toate vii, animalele, da? Microorganismele, fungi, tot ce este viu. Asta înseamnă biodiversitate. Și este inclusă ecosistem. De ce ești să considerăm statul mediu ca fiind unic în lume? Da, păi, în primul rând, din câte știu, este una dintre cele mai mari zone umede ale Europei și din lume chiar. Și este, la fel, una dintre cele mai mari zone de stufăriș, unde vin foarte multe păsări, prin asta este cunoscută. Și, bineînțeles, fauna, flora este foarte diversă și bogată și păstrată, neatinsă în multe colțuri de Delta Dunării. Și cred că acest lucru o face unică. Apoi și comunitățile de oameni care sunt în Delta Dunării sunt importante pentru că și ele înseamnă biodiversitate, nu? Adică sunt peste, cred că, 1 milion de oameni care trăiesc în zona asta și care sunt de diferite etnii, care înseamnă biodiversitate. Există rezervația biosferei Deltei Dunării special numită de nufăr alb și ce priorități deosebite are acesta? Da, feia alba, nu? Da. Da, este un... m-ați atins aici, pentru că este o specie cu care m-am confruntat împreună cu doctoranda mea, prima mea doctorandă, la o teză de doctorat. Am studiat această plantă și am descoperit-o. Așa noi o descoperim, că e foarte frumoasă. Dar am descoperit-o prin prisma compoziției chimice și am văzut că este foarte bogată în principii active care sunt și cu proprietăți antitumorale. Și chiar o descoperire pe care am făcut-o, bine, nu e foarte mare, dar e importantă, studiind diversi compuși din feia alba, am văzut că omoară celulele tumorale și nu le omoară pe cele sănătoase, ceea ce este un lucru deosebit, deoarece, în general, compușii proprietății antitumorale sunt omoară și celulele sănătoase. Și acest lucru a fost o realizare a noastră. Da, și este, da, e o plantă foarte frumoasă, dar și deosebită, bogată în principii active și chiar fructul se consuma pe vremuri în Delta Dunării. Deci, comestibil în un fel. Ce tipuri de alge găsim în Marea Neagră? Din câte știu eu, sunt 3 specii de albe. Cu 2 m-am și, iarăși, confruntat la o lucrare cu un alt doctorand. Ulva și cladofora și mai e entomomorfa, dacă nu mai înșel. Pe două dintre ele le-am analizat, principiile active iarăși, și sunt interesante acestea 3. Da, sunt niște specii.
ci pe care, iată, le avem pe litoral și ar trebui să le exploatăm. Să le protejăm. Da, și să le protejăm, da. Și să le exploatăm, că ele se aruncă la gunoi, n-ați văzut, pe litoral, că dimineața se face curățenie, cu algele alea, ce face ceva. Cum recunoaștem algele comestibile de cele necomestibile? Ce proprietăți au acestea? Din ce știu eu, algele comestibile sunt cele marine. Cele din apele dulci sunt necomestibile. Și asta ar fi. În general, cele marine, majoritatea sunt, din ce știu eu, comestibile. Nu sunt chiar o specialistă în alge, dar am intersectat puțin cu aceste specii. Și, da. Doar că trebuie să ne ferim la substanțele toxice din alge care se acumulează. Aici e problema. Așa, ele pot fi comestibile. Ce fel de medicamente se creează din algele existente în Marea Neagră? Nu știu dacă neapărat din algele din Marea Neagră se fac medicamente, dar în general din alge se extrag principii active, cum ar fi zaharul, proteine, vitamine, care sunt foarte bogate în astfel de compuși. Și chiar se există, dacă știți, spirulina. Este o algă, da? Este un supliment alimentar. De fapt, nu sunt medicamente propriu-zise, ci sunt suplimente alimentare. Ca să facem un medicament, trebuie să-l cam purificăm, să fie în stare pură. Da? Așa că sunt suplimente din categoria aceasta. Da. Care sunt consecințele poluării asupra ecosistemului și a biodiversității? Da, consecințele sunt foarte mari. Știm cu toții acest lucru, mai ales că noi oamenii suntem vinovați de multe lucruri, mai ales când poluăm cu substanțe chimice, când deversăm în apele care poate considerăm noi că sunt mici și inofensive, zicem, e o apă mică și nu contează dacă aruncăm ceva în ea, păi sunt afluenți și afluenți și ajung până la urmă, iată, în delta, că toate râurile, majoritatea râurilor nu se revarsă în Dunăre și atunci antrenează tot felul de substanțe chimice care pot să fie dăunătoare, în primul rând, pentru floră, pentru faună, se transmit apoi și la oameni și ne întrebăm de ce suntem bolnavi, pentru că consumăm animalele care sunt intoxicate, plantele care conțin toxine și substanțe, cum ar fi metalele grele, da? Plumbul, cadmiu, mercurul, astea în animalele marine sunt regăsite, da? Și cele din delta, de fapt, da? Sunt în curs cercetări ample care demonstrează acest lucru, că aceste substanțe chimice pot să facă rău plantelor și animalelor. Da. Ce putem face noi pentru protejarea ecosistemului și a biodiversității deltei Dunării, respectiv și a Mărinei? Păi, cred că primul lucru să ne gândim la cum aruncăm lucrurile în natură, da? Să manageriem bine toate deșeurile, da? Începând de la noi, în familie, da? Să învățăm că trebuie să le aruncăm unde trebuie, să le sortăm, să nu ajungă în apă, în sol. Deci, cred că asta e primul lucru. După aceea, să protejăm zonele protejate, să avem grijă de ele, da? Iată, ne ducem în Dunăre, vrem tot să ne plimbăm în cele mai sălbatice zone. Trebuie să ne gândim de două ori la acest lucru, pentru că păsările sunt afectate, toată flora poate fi afectată dacă toată ziua ne plimbăm cu bărcile, nu? Cu motor, care poluează și ele. Deci, cred că, în primul rând, noi suntem oamenii, da, cei care, da. Cum poate interveni Uniunea Europeană pentru protejarea acestor zone? Păi, cred că există legislație bine pusă la punct de către Uniunea Europeană. În primul rând, vedem că auzim tot timpul de gestionarea aceasta iarăși a deșeurilor, da? Să refacem zonele afectate, da? Să le reconstruim cum ar veni. Reconstrucție ecologică, să ținem seama de ceea ce am spus înainte, pentru că până la urmă noi trebuie să ne facem ordine în grădină, nu să vină alții, nu? Vină Uniunea Europeană. Totuși, delta Dunării, mare parte este la noi și ar trebui să avem grijă de ea. Da. Și nu să ne spună alții ce trebuie să facem, că noi știm, da, trebuie să... Teorie mai știm. Practic, mai puțin. Da. Cam atât. Mulțumim, Lenea.